Municipalitatea a reușit în sfârșit să ajungă și la ultima etapă din procesul de concesionare a unei suprafețe de 3.443 de metri pătrați, situată pe terenul fostei unități militare. Astăzi s-a aprobat caietul de sarcini și s-a elaborat documentația de atribuire, astfel că se mai așteaptă doar ofertele ce pot fi depuse la sediul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului. Este ultima etapă din tot procesul de concesionare, care presupune întocmirea caietului de sarcini și elaborarea documentației de atribuire. După această etapă, urmează un anunț în partea a patra a monitorului oficial, în care se publică anunțul de concesionare și așteptăm toți investitorii interesați pentru concesionarea acelui teren. Decizia de concesionare a acestui teren a fost luată în baza unei scrisori de intenție făcută de către un investitor care dorește să dezvolte o unitate de alimentație publică. Aceasta va cuprinde terasă în aer liber, aproximativ 25 de locuri de parcare, spații verzi, loc de joacă exterior. Publicarea urmează cursul specific și în timp de 20 de zile de la momentul publicării așteptăm ofertele la sediul Direcției de Administrare Patrimoniului. Procedura spune în felul următor: trebuie să existe cel puțin 3 oferte valide, acceptate, ca să se poată încheia această procedură. Neexistând, se rea procedura peste 10 zile, urmând ca, dacă nici următoarea licitație nu este gata, să se treacă la o negociere directă. Noi sperăm să nu ajungem în acel termen și să se ajunge din prima înfățișare. Prețul minim de pornire al licitației pentru concesionarea terenului în suprafață de 3.443 de metri pătrați, situat în municipiul Slatina, strada Tunar, numărul 1, este de 386.000 de euro. În prezent, terenul este liber de construcții, neamenajat și face parte din suprafața totală de teren de 11,68 de hectare, care a fost transmis în patrimoniul public al municipiului Slatina. Mobilul transmis să fie utilizat pentru realizarea obiectivului ansamblu multifuncțional cu următoarele funcțiuni: locuințe, dotări aferente acestora, servicii, comerț, zone verzi, sport și agrement, într-un termen de 5 ani de la data preluării. Până acum s-au demolat 2 clădiri și urmează ca în termen de 2 săptămâni să fie demolată și cea de-a treia clădire. Realizarea parcului se află încă la stadiul de procedură de licitație până la finalizarea termenului.